Grupul de hacker Anonymous susține că a reușit să spargă baza de date a Ministerului Rus al Apărării după ce anunțase o ofensivă împotriva Rusiei ca reacție la invadarea Ucrainei. Hackerii au publicat o listă de contacte private. Anonymous a oferit și o adresă la care puteau fi văzute documentele confidențiale ale Ministerului, doar că aceasta a devenit inactivă la scurt timp. Se întâmplă după ce Ucraina a cerut experților în securitate cibernetică să vină în apărarea țării și să zădărnicească operațiunea militară a forțelor invadatoare rusești. Grupul de hacker Anonymous, care a declarat război regimului Putin și care susține că a spart baza de date a Ministerului Rus al Apărării, s-a adresat sâmbătă președintelui rus. Aceștia au atacat Serviciul Federal de Supraveghere a Comunicațiilor, care nu mai putea fi accesat. Putin, do you remember when you lost to Afghanistan? A database belonging to the Ministry of Defense website was leaked by the Anonymous Collective. This database contained email addresses and passwords. This information was released on Twitter and it is now public information. Postarea Anonymous nu a rezistat însă prea mult, deoarece Twitter a intervenit și a scos-o. Grupul de hacker Anonymous a dezactivat mai multe site-uri ale guvernului rus, inclusiv Russia Today, sursa media controlată de stat. Hackerii care s-au identificat drept Anonymous au anunțat că au lansat operațiuni cibernetice care au afectat pentru scurt timp RT.com, precum și site-urile Kremlinului, guvernului rus și al Ministerului Rus al Apărării, transmite ABC News. Your recent attempt to threaten Finland and Sweden is shameful. You threaten to invade those countries if they join NATO, the North Atlantic Treaty Organization. We took down the websites of the Federal Anti-Monopoly Service, Kremlin, Russia Today and many other Russian government-associated websites. Vladimir Putin, is it a coincidence that Anonymous thinks not? Guvernul Ucrainei a făcut apel la hackeri să ajute la protejarea infrastructurilor critice de atacuri cibernetice și să spioneze trupele invadatoare. Asta după ce în această săptămână mai multe instituții cheie din Ucraina au fost vizate de atacuri cibernetice masive. Cofondatorul unei companii cyber security din Kiev, Igor Aușev, susține că voluntarii vor fi împărțiți în unități ofensive și defensive de securitate cibernetică. Apărarea se va concentra asupra punctelor cheie de infrastructură, precum centralele electrice sau unitățile de alimentare cu apă. În 2015, un atac cibernetic atribuit Rusiei a lăsat fără curent 225.000 de ucraineni.